Uite, a venit un tovarăș de-a lui cu bicicleta, îi zice și lui că a luat crău. Plânge! Mami, mi-a picat Sandy! Să te întristezi, mami, bucură-te, nu cred! Salut retro, băieți, eu sunt Maiti și bine v-am regăsit la un nou episod. Din cauza că episodul trecut în care am reacționat la băieți din România care făceau box opening fetelor, mai ales băieți de ăștia mai mici care efectiv își au un hype foarte, foarte, foarte mare în momentul în care iau legendare și mă bucur pentru ei că așa eram și eu, vă și trăiesc cu oamenii copilăria. Știu că v-a plăcut clipul ăla și am zis, bă, mai facem încă unul. În clipul de azi avem niște clipuri nebune, rău de tot, cu niște reacții nebune, rău de tot, așa că merită să vă uitați pe clip, ascultați-mă pe iure ce vă zic. Merită efectiv pentru că o să vă distrați extrem, extrem de tare. Pentru că și eu cred că o să fac din cât am văzut puțin. Pentru că nu m-am uitat prea mult la el pentru ca să am o reacție cât mai vie. Așa că vreau să zic, rupeți burajul acela de like dacă mai vreți episoade de genul acesta cu reacții la clipuri de-astea. Rupeți burajul acela de like pentru că mă ștenor de mult. Hai să facem peste 5.000 de like-uri la episodul ăsta. Nu uitați să vă abonați la canal, să apăsați pe clopoțel că mă ștenor enorm de mult treaba asta și mă susțin când văd că cresc abonații, așa că abonați-vă. Încă o dată vă zic că abonați-vă dacă sunteți noi și apăsați pe clop și Doamne ferește. Și nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram la adresa darius.matey pentru că mă ajută enorm și treaba asta, pentru că astfel îmi arată că, bă, comunitatea mea vrea să afle mai multe despre mine și vrea să-mi dea follow pe Instagram și vrea să mă urmărească și în viața de zi cu zi. Acolo puteți vedea ce mai fac și eu când mai ies pe afară, chestii de genul ăsta, de altfel în afară de YouTube. În fine, fără alte discuții, vă mai zic că aveți link în descriere de la videoclip clipurile lor originale. Haideți să trecem. Primul clip la care vom reacționa este acesta. Se numește Box Opening, în paranteză mi-a picat crow, și este de la Alex Niță. Veți avea un link în descriere de la videoclipul lui. Haideți să trecem. Bă! Un lucru pe care îl observ este că omul meu, Alex Niță, este afară, efectiv, după cum vedeți, și e și cu webcam. Ok. Este și cu un tovară și acolo, din câte văd eu. Ok, hai să dublări. Ok, am dublăr. Are dublăre. Hai, încă ceva. Bun, hai, ia. Azi am plătat brawlerii. Deci în momentul ăsta, uitați-vă puțin la ei. Tovarășul lui s-a prins și a văzut acolo ce e. El încă nu are reacție, e așa. Bă, ce-o fi asta? Ce-o fi asta? Efectiv, tovarășul lui, uitați-vă, e șocat. În timp ce el e ceva de genul... Și tovarășul lui... Tare. Hai să-i reacție. Eu sunt curios. Hai să-i dăm. 3, 2, 1 și... Crow! 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 Uite că au sărit toți acolo! Crow! Crow! Bă, stai așa că... Mamă, nu pot să cred, mă! Uite-le acolo! Că dansează! Crow! Bă, uitați-vă! Nu pot să cred, sunt prea tari, bă, băieții ăștia, prea tari. Intrați acolo și dați-le un like, oricum clipul are 116.000 de vizionări, dar e forță rău de tot. Bă, uitați-vă că fuge pe acolo, ești nebun? Bă! Bă, nu pot să cred, asta este adevărata reacție, bă, așa trebuie să reacționez, să ne bucurăm cu toții, bă. Așa reacționam și eu, dacă vreți să facem un clip în care reacționez la momentele mele când am luat legendare. Bă, uitați-vă, deci nu mai poate, uite, a venit un tovarăș de-a lui cu bicicleta, îi zice și lui că a luat crău. Hai să mai deschidem! Sunt curios, i-a mai picat ceva? Nu cred că i-a mai picat nimica. Dar oricum, a luat omul meu mare crau. Ce mai vreți? Adică, sincer, ce mai vreți de la om? Ziceți voi comentarii dacă nu e așa. Ok, deci aveți un link în descriere. Hai să trecem la următorul clip. Următorul clip este de la Silvio IT. Aveți aici clipul, se numește Mi-a picat Leon pe contul secundar plus bo/brawl, dar deci dacă vreți să intrați pe căste canalul lui, o să aveți un link în descriere acolo și să dați un like la clip. Deci omul vorbește în șoaptă. Șapte va fi cu noroc, așa zic eu. Șapte va fi cu noroc, așa e cel. Hai să vedem. Nu se nu văd cam... Mamă, dar în ce vorbește voi, omul meu? Ia, e cu noroc? Hai să vedem. Nu e cu noroc nici asta. Hai, mă. 6 cu noroc. 4, trebuie 5, să fie 1. Deci la el într-o rai, toate sunt cu noroc la Silvio. Hai, 4 cu noroc. 4 cu noroc, 5 cu noroc. Hai să acum vine. 4 cu noroc, vă zic eu. 4 e cu noroc acum.
Nu e nici 4 cu noroc. Păi, nu mai vine norocul. 3 cu noroc. Ascultați-mă, 3 cu noroc. Nu mai e nici 3 cu noroc. Bă, nu se mai poate. După ne uităm la așa. 2 cu noroc. O, bine. Am zis, bă, 2 cu noroc. Gata, s-a clarificat situația. Așa a fost. Nu cred. Nu cred. Nu cred. Probabil omul nu știu, era cu mama lui în casă sau habar n-am. Nu cred. Nu cred, Leon. Bă, cât de tare, bă, de ce-mi plac reacțiile astea, bă, mă fericesc, mă fac să fiu fericit la maxim, bă. What the? Nu cred, nu cred, nu cred. Nu crede, bă, nu crede Silviu. Uite, îi dau like la Silviu pentru treaba asta. Plânge! Bă, plânge! Bă, băieți, a băgat vocea de Venom, își pierde aerul. Leon, am luat Leon. Nu cred. Bă, ce mă buc. Mamă, stați că i-a dat crești și l-a băgat pe reclame. Bravo, bă. Bă, dar nu mai se vine. Plânge, bă. Nu se poate. Leon. Nu cred. Nu cred. Nu cred. Mai face? Bă, deci uitați-vă la om că nu-și revine. Ia, ce șansă? Ah, mai are șansă și el. Hai că mai are șansă. Ok, ăsta a fost următorul videoclip. Hai să trecem la ultimul videoclip, băi fraților. Ultimul clip este ăsta și este de la Dragoș B.S. Clipul ăsta este, cred că, cel mai amuzant și, bă, din câte am văzut, este și viral pe TikTok acum, în momentul de față. Mi-a picat Sandy și Max din Brawlbox. Ok, hai să vedem. Ok. Hai o să țin în mână. Vreau să ce țin să în țin în mână? Ia uite-l pe al meu, pe Dragoș, a luat Dragoș și Coana, băi, fraților. Băi, doi, aveți din când descriești la canalul lui Dragoș. 3, 2, v-am arătat șansa, v-am arătat ce da, valori. Da, te-a arătat Dragoș, n-am văzut noi, dar hai să vedem. Hai să nu mai, să căstăm prea mult. Deja să trece puțin peste box opening aici. Bă, deci e cu icoana omul meu. Bă, dați seama că e cu icoana omul meu. Ok, hai să vedem, bă. Dar nu mai, sunt curios când îi pică. Uitați-vă, se uită peste brawler puțin. Așteptăm să-i vină. Să-i vină. A, aici, aici e reacția, băi, când îi pică Sandy. Hai să vedem. 3 gemuri, măcar îmi dă okay. Gemuri, bă, măcar. Măcar îți dă gemuri, aia zic. Uitați-l acolo, cu icoana pe el, cu icoana, mă, uitați-vă, deci mie îmi place să mă uit la fața lor fix înainte să le pice, omul meu e cu icoana acolo, Dragoși. Oh my god, mami, mi-a picat Sandy! Nu cred, m-a strigat-o pe maică sa, bă, așa îi ziceam și eu la maică mea, pe cuvânt că așa îi ziceam și eu la maică mea pe Clash Royale. Mi-a picat Sandy, oh my god, mi-a picat Sandy, mi-a picat Sandy! Maică sa e șocat. Glumesc, mă, păiesc, deci chiar e tare, tare, sunt tare, drăguț, mă. Mi-a picat Sandy! Sandy? Bă, plânge! Oh, mi-a picat Sandy! Bucură-te, nu trebuie să te întristezi, mami, bucură-te! Bă, a început să plângă, nu pot să cred, prea tare, Dragoș. Nu uitați să intrați acolo la Dragoș să vă abonați. Te nu cred! Mi-a picat Sandy, bă, uitați, uitați, legi! Bă! Deci nu cred! Mami, deci e adevărat? E adevărat. Nu să cred. Eu plâng. O să pun poza de profil cu Sandy. Bravo, Dragoș, okay. Așa trebuie. Deci nu cred. Deci mi-a picat Sandy, mi-a picat Sandy. Nu vine să cred, mi-a picat nici Sandy. Mie, Dragoș, nici mie. Hai de mine și ți-o doreai. Mi-o dorea foarte mult. Știi, mami, că ți-am arătat-o da, ieri pe Sandy. Omul chiar și-o dorea, mă. Omul chiar și-o dorea. Eu chiar sunt bucuros, bă, pentru Dragoș. Chiar sunt bucuros. Mă bucur atât de mult. Și eu mă bucur, Dragoș, pentru el. Crede, bă, deci credeți-mă, nu vă mint, nu e mișto, nu e nimic. Eu chiar mă bucur, bă, pentru Dragoș, rău de tot că a luat Sandy, chiar dacă clipul tremur, e vechi. Tremur, deci nu vine să cred. Ce deci chiar mă scuzat că fac așa, chiar mă scuzat. Nu trebuie, Dragoș, să te scuzi, chiar e și eu. Mai pot, nu mai pot de fericire. Ia uitați. Sunt bucură și eu pentru el, bă. Doamne, deci credeți-mă. Nu vine să cred, nu mi-a picat. Doamne, nu mai pot. Eu am crezut că mă păcălești când ai venit și ai zis. Nu, păi nu. Oh my god. Ok, și mai avem 25 de brawl boxuri. Le deschid și pe astea, o să le deschid. Bă, bă, îmi place, mă, de Dragoș. Dragoș, ascultă-mă pe mine, Vera. Ai potențial în YouTube. Ascultă-mă pe mine, ce zic, nu știu dacă te uiți la clipul ăsta. Ai potențial în YouTube. Ține-te de treaba asta și în câțiva ani devii șmecher rău de tot. Dar ascultă-mă pe mine, ține-te de YouTube.
Mama lui Dragoș, dacă vedeți clipul ăsta, să-l pune să facă YouTube dacă el vrea, dacă lui i-ar place, să vă țineți de el, să facă YouTube, că chiar e talentat, nu vă mint cu nimic, chiar îmi place, are un haza lui, Dragoș. Na, cam asta a fost cu episodul de azi, băi fraților. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți brașul acela de like, pentru că mă ajută enorm, enorm de mult. Să vă abonați la canal dacă cumva nu ați făcut-o încă. Să intrați la băieții în descriere, să vă abonați acolo și la ei. Eu am fost Matey, ne vedem data viitoare la un nou episod. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't